Lucrările de reabilitare a conacului Mocioni au ajuns la 25%. Până în prezent au fost efectuate lucrări de consolidare la porticul posterior, s-a lucrat la desfacerea învelitoarei, s-a reparat șarpanta și s-a realizat infrastructura de instalații. Lucrările au demarat la începutul acestui an, iar la finalul lor, conacul Mocioni va fi transformat într-un punct muzeal, care va găzdui evenimente culturale și artistice, inclusiv o bibliotecă și o cafenea. Construit în urmă cu aproximativ 270 de ani în stilul neoclasic, conacul Mocioni este una dintre cele mai vechi clădiri de patrimoniu din Timiș. Odată ce va fi reabilitat și readus la splendoarea de altă dată, conacul Mocioni va fi introdus în circuitul turistic și cultural al județului. Va funcționa ca o locomotivă care va atrage și alte investiții în zona aflată în apropierea graniței cu Serbia.